Președintele Maia Sandu a declarat pentru TVR Moldova că democrația este sub asalt din partea Federației Ruse, care folosește gruparea criminală Șur pentru a denatura procesul democratic. Trebuie să fim duri și să ne apărăm democrația și statalitatea, a mai spus șeful statului, cu referire la recentele modificări făcute în codul electoral și decizia Curții Constituționale. În emisiunea Punctul pe azi de la TVR Moldova, președintele a reamintit de decizia Curții Constituționale ce ar fi permis membrilor fostului partid Șor scos în afara legii să candideze la alegerile locale. Întrebarea mea către cei care au votat această decizie este cum ne protejăm procesul democratic, ținând cont de realitățile din Republica Moldova și de cum funcționează instituțiile. Pentru că, repet, peste 10 ani e prea târziu să mai salvăm democrația în Republica Moldova. Am mai spus acest lucru și o să-l repet. Nu poți să joci șah când Rusia vine cu mănușa de box peste tine. Trebuie să fim duri și să ne apărăm democrația și să ne apărăm statalitatea. Maia Sandu a declarat că pentru prima dată Republica Moldova este independentă de Gazprom și în acest sezon nu va duce lipsă de gaze naturale. Repet, Federația Rusă nu ne mai poate șantaja, nu poate să ne spună trebuie să acceptați o datorie inexistentă de 700-800 de milioane de dolari, că altfel nu vă dăm gaze naturale. Deci asta a fost situația din 2011. Noi am reușit să nu semnăm un angajament pe această datorie, am semnat doar un angajament să facem auditul acestei datorii, după care să discutăm. Și s-a dovedit că datoria Moldovei Gaz nu este 700, aproape 800 de milioane de dolari, dar este doar vreo 9 milioane de dolari. Deci, ca să vedeți cum funcționează sau cum funcționa șantajul. Președintele Republicii Moldova a vorbit și despre noua strategie a Securității Naționale, proiect prezentat ieri, care definește pericolele la adresa securității, acțiunile instituțiilor statului, dar și aderarea la Uniunea Europeană. Strategia va fi supusă consultărilor publice, după care va fi aprobată.